grup de părinți revoltați de faptul că anul acesta copiii lor nu au reușit să intre la liceul teoretic Vasile Alexandri din Săbăoani au protestat vineri 19 iulie în fața liceului, susținând că nimeni nu trebuie să le discrimineze copiii, luându-le dreptul de a urma un liceu. Ei acuză conducerea școlii că a solicitat anul acesta cu o clasă mai puțin, ceea ce a diminuat șansele elevilor care au terminat gimnaziul în localitate să intre la liceu. Avem copiii care au absolvit clasa 8-a. Sunt cu medii mai mici, dar asta nu înseamnă că trebuie alungați ca câinii, ca pe câini din școală. Am înțeles că au medii mai mici, legea spune că toți absolvenții clasei a 8-a merg mai degrabă în liceu, mai departe în liceu. A noștri, asta nu înseamnă că dacă au medii mai mici, n-au dreptul să meargă mai departe. Au dreptul la un liceu. Acum unde se duc, că fac un curs, cât ce fac, să ceri când îi vede cu 8 clasă ce fac. În vremurile noastre, să ceri 12 clasă. Legea spune clar, numărul de locuri care se alocă pentru clasa noua de liceu la învățământul de zi este cel puțin egal cu numărul absolvenților învățământului gimnazial din promoția anului 2019. Și scrie mai departe, alineatul 3, absolvenții clasei a 8-a din promoția 2019, din diferent de vârstă, precum și cei din promoțiile anterioare, care nu împlinesc 18 ani, până la data începerii cursului anului școlar 2019-2020, inclusiv, se înscriu în învățământul liceal la cursul de zi. Domnule, copiii noștri au drepturi egale ca toți ceilalți, indiferent din notele care le au. Să înțelegem că aveți dificultăți cu copiii în a fi înscriși în liceu? Nu, eu am scris, s-o scos o școală numai la Săbăoani. Am o săptămână, s-o scos o clasă numai la Săbăoani. Că am studiat, m-am uitat pe site-ul învățământului. De o săptămână suntem luni, marți, miercuri, joi la primărie. Domnule, copiii dintotdeauna au fost mai buni și mai puțin buni. Asta nu înseamnă că le fie dreptul. Au drepturi egale să meargă la liceu. Este clasă, asta nu înseamnă că trebuie discriminați. Asta nu înseamnă, nu se poate așa ceva, 8 clasă în vremurile noastre. Noi ne-am ținut, să nu credeți că nu ne-am ținut de copii. Eu cu toți 3 copii ai mei, de când au fost mici și i-am ajutat cât am putut. Școala știe, și primăria și școala știe. Noi putem pedepsi că au note mai mici. Trebuie încadrați în societate și în comunitate. Ați fost refuzați de... Am fost. Ni s-au spus că au note mici, că nu poate face o clasă, că sunt copii puțini. Știți care-i treaba? Unul merge mai departe la liceu care vrea. Trebuia de la început să nu scoată clasa și punea 3 clase de anual la liceu și să forma o clasă. I-au scos că-i pleava satului. Nu se poate, domne, așa ceva să scoată copiii noștri din comunitate. Nu se poate, că sunt părinți, sunt care n-au putut, sunt care n-au capacitate, nu toți copiii sunt la fel. Au drepturi egale, legea spune că trebuie să meargă în învățământul liceal. Ce face, domne, cu 8 clasă? Cu 8 clasă unde te duci undeva la un curs, dacă s-o dus, când tu s-o văzut și că ai 8 clasă, nu le poate lua dreptul mai departe ca să nu meargă mai departe. Că dacă nu e bacul, că dacă nu e. Dar trauma lor, cum ăștia mai buni au intrat la Săbăoani și ăștia pleacă la Roma, la profesională. Au dreptul la liceu, scrie prin legii, trebuie să asta. Doamna director nu poate decide în numele copiilor noștri. O făcut o greșeală, 5 copii dacă rămân pe și înscrie în liceu. O făcut o greșeală, s-o repare, să adune elevii înapoi, pentru că dumneavoastră dacă făcea o clasă, era o clasă de la început. Nu ne uităm, să uită la orgoliu, să uită la liceu și la... Pentru ce? Și cu noi părinții care am făcut eforturi pe acum, cum rămâne? Avem 18 care au rămas pe din afară. Și 18 sunt. Să fac o clasă, nu mă interesează de acum. Știți care-i treaba? Copilul meu trebuie să fac liceu pentru că trebuie să-i fac viitor mai departe. Nu are ce să facă cu 8 clasă. Nu are, nu le permite nimeni să ne scoată, domne, copiii din liceu și din învățământ. Nu se poate așa ceva. Nu spune dumneavoastră că să ne ducem la profesional. Eu nu mergem în nicăieri cu copiii, cu 8 clasă, domne. Unde te duci acum să ceri? Când se uită pe o diplomă, te-ai dus la un curs, dacă te-ai dus să te înscrii? Te vede cu 8 clasă, ce faci? Părinții susțin că în conformitate cu legea și copiii lor au dreptul, dacă asta își doresc, să urmeze un liceu și nu o școală profesională. Sunt foarte respinși, sunt denigrați. Nu știu ce trebuie să... Motivația că sunt slabi. Că noi părinții nu am făcut eforturi să dintotdeauna, dar așa este. Unul este mai slab, unul este mai bun, acum nu trebuie denigrați sau dați la o parte. Ar trebui integrați în această școală, în acest liceu. Aici noi vrem aici să rămână și aici să rămână. Altceva nu știu, sperăm să se rezolvă. Este dreptul
Este o opțiune, dar noi vrem liceu. Nu, noi vrem liceu. Noi vrem liceu, pentru că... Noi vrem unde vrem noi, suntem liberi să alegem. Nu știu, așa este, așa... Elevii neintrați la licee pentru care au optat susțin și ei că și-ar dori să urmeze liceul, chiar dacă, recunosc, nu au avut medii atât de mari în școala generală. Eu am avut 5 și 16 și media de intrare de admitere a fost 5,30 și anul trecut s-o intra chiar și cu 1 și cu 2. Anul ăsta s-a scos o clasă. Nu trebuie să o scoată, domne, copiii noștri, dar aveau loc la noștri. S-a spus că nu vă încadrați în da. De trecere. Da. Copiii au drepturi egale. Vi s-a oferit o altă alternativă? Danubiana, școală profesională, dar nu mi este frică să mergem acolo, că na, străini și asta. E foarte periculos. Mie una mi-este frică și cred că și altora. Directoarea liceului, profesoara Ioana Ciobanu, susține că numărul de clase la liceu anul acesta s-a diminuat din cauza scăderii numărului de copii și că, din punctul său de vedere, cei 18 elevi rămași nerepartizați au opțiunea de a urma școli profesionale în meserii foarte bune, urmând ca, după finalizarea studiilor la acest tip de școală, să poată urma și un liceu, dacă își doresc, la seral. Ei se folosesc de prevederea din metodologia de admitere, care spune că fiecare copil trebuie să urmeze 10 ani de învățământ obligatoriu. Dar ei nu știu că asta nu înseamnă că trebuie să urmeze în localitatea în care ai domiciliu. Ei sunt elevii care au avut medii mici. Din punctul meu de vedere, acești copii nu pot să iei bacalaureatul. Eu cred că ei o să se descurce mai bine la o școală profesională. Localitatea Roman nu este departe de localitatea noastră. Ei pot să facă o navetă ușoară, spun eu. Învățământul profesional oferă o bursă profesională în valoare de 20 de lei care acoperă cheltuielile cu transportul. Din punctul meu de vedere, nu este justificat acel protest. Nu ne-a luat nimeni o clasă. A scăzut numărul de elevi, asta nu înțeleg. Au rămas 18 copii nerepartizați. Asta nu înseamnă o clasă de 28 de elevi. Și au lăsat să intre 11 copii care sunt din alte localități, inclusiv din localitatea Roman, care au avut medii mai mari. Eu zic că proiectul de încadrare, planul de școlarizare a fost fundamentat corect. Nu puteam să cer 3 clase la clasa 9, pentru că nu am avut elevi. În plus, n-am știut că mai vin 11 elevi și chiar dacă aș fi ținut cont și de ei, am 18 copii nerepartizați, ceea ce nu înseamnă o clasă. Trebuie să pornim la clasa 9 cu 28 de elevi. Nu vor să accepte că și învățământul profesional este bun și poate mai potrivit pentru copiii lor. Din păcate, dintre liceele din Roman, doar la liceul cu program sportiv mai există, pentru etapa a doua, 2 locuri la clasa de atletism și 4 locuri la clasa de fotbal. Ultimele medii de admitere la liceele din Roman au fost la liceul Vasile Sav, clasa mecanică 5,78, la colegiul Petru Poni 6,6 la clasa de protecție a mediului, la Colegiul Tehnic Danubiana ultima medie de admitere la industria alimentară a fost 5,28, la protecția mediului 5,33 și la turism și alimentație 5,09. La Colegiul Miron Costin ultima medie de admitere a fost 5,49 la profilul construcții.